S-a rupt cerul în sudul și sud-vestul României. Au căzut 10 de litri de apă pe metru pătrat într-o perioadă scurtă de timp. Astfel că după amiază, județele Gorj și Caraș-Severin au fost sub cod roșu de averse torențiale, iar acum este Oltul. Șuvoaiele au năvălit ca un tunet în curțile oamenilor, au mutat mașinile din loc și au ucis animale nevinovate. Într-o localitate din Argeș, o femeie a scăpat în ultima clipă. Acum jumătate de oră a început și uitați aici, e de jumătate de metru în grădină. Ia uite aici. Noroc că am scos mașina la port. În Gorj a fost cod roșu de ploi abundente. Curțile oamenilor au devenit lacuri în câteva minute. A plouat violent și în Dâmbovița. Asta ce că e drum. Strada. Vai de capul nostru, frățioare. În tot acest timp, în Argeș, o femeie a fost luată de șuvoaie. A avut noroc cu vecinii, care au prins-o în ultima clipă, după care au cerut ajutor. A fost resuscitată la fața locului și transportată la spital. La Vințul de Jos, în Alba, s-a rupt cerul și într-o oră era deja prăpăd. Pârâul din zonă s-a revărsat pe străzi și în case. O familie care depozita haine în subsol a găsit totul acoperit de nămol. Aici au fost plin. Și în garaj, în pivniță, furtea, grădina, mașina, au luat automobilul, au luat și l-au împins, tot. Oamenii și-au legat mașinile cu funii, însă animalele și le-au pierdut. În Drobeta, Turnul Severin, pompierii au intervenit de urgență după ce o bucată din acoperișul unui bloc a căzut peste niște mașini. Va ploua până mâine dimineață. Pentru Oltenia, Dobrogea, sudul Banatului, o parte din Muntenia și Transilvania, ANM a emis un cod galben. Acolo unde vântul bate mai puternic, este în vigoare un cod portocaliu de averse torențiale. Local, cantitățile de apă vor fi de 40-50 de litri pe metrul pătrat și izolat de peste 70-80 de litri. Pe măsură ce intrăm în noapte, acestea se vor restrânge către Oltenia și vor fi mult mai puține în rest. În urma avertizărilor meteorologice, ministrul mediului a convocat Comitetul Ministerial pentru Situații de Urgență și a dispus monitorizarea atentă a cursurilor de apă. Și în București vântul bate cu rafale de 40-50 de kilometri pe oră. Cel mai bine se observă acest lucru la crengile copacilor care se înclină în toate direcțiile. Mâine însă vântul se mai domolește un pic și începe să bată la mare, acolo unde și temperaturile vor fi mai scăzute. Și apa mării va fi mai rece, va avea între 19 și 20 de grade Celsius. Bianca Ghiță, ProTV.